Bună ziua, suntem în lumea albinelor cu Robert. Astăzi este sâmbătă, vreme mai urâtă, așa, mai morocănoasă. Am avut 2-3 zile frumoase, mi-au zburat albinuțele, mi-au zis socrii și am venit să văd ce îmi fac și să îi restrâng. Plec un pic la plaj, la Sovata și am zis că ne oprim să vedem ce îmi face 2-3 roiuri. Data trecută le-am pus un pic de apă și uitați cât au rămas și curios. Acum sunt pe două rame, să văd îi las așa sau îi restrâng pe o ramă ca să meargă dintr-un capăt în altul și să fie cu puiet în 2 săptămâni și atunci voi lărgi. Turta care le-am făcut eu, nu știu, cred că s-o uscat prea tare, acum am și cumpărat turtă energetică cu Hive Alive și să vedem cum le place, nu le place, dar și anul trecut am fost mulțumit de ea, să vedem și anul ăsta cum va merge treaba. Din păcate, măcile trebuie să le schimb, să-mi fac niște măci super bune. O să primim de aici colo, încerc să fac o linie excelentă de măci, dar haideți să deschid un pic să vedem ce este în ea. Deci categoric îi restrâng pe o ramă și atunci vor fi dintr-un capăt în altul rama aia și sper că matca o să-mi facă o tablă de puiet în cele 2 săptămâni, ar trebui lejer cât timp o duc pe socră mea la noi și o aduc înapoi. Deci cam asta o să fac, o să restrâng. Cam toată lumea asta a început să facă, mai sunt 10 zile, e 1 martie, nici nu 10, ba, deci o săptămână, duminica viitoare e 1 martie și atunci mi-au zburat acum, săptămâna asta mi-au zburat, deci am cam trecut iarna. Le mai pun apă și mâncare, deci mâncare cu greu, că îs destul de înfometați din păcate. Dar le punem și să vedem cum reușim să facem cu ea. Oricum anul ăsta nu vreau să culeg, ci teoretic am găsit o vatră aproape de mine, nu la 150 de kilometri, cum îs acum, și atunci o să încerc să înmulțesc cât mai mult, deci nu vreau niciun gram de miere, ci să ajung la un număr de familii pe lăzile de 3 sferturi din sandwich, din cele de sandwich care le-am tot filmat. Ok, o zi bună vă doresc și ne vedem mâine la un alt roi.